Vorbim acum despre Dan Negru, omul spectacol pe platourile de televiziune, a cărei apariții nu lasă indiferent niciun telespectator. Și pe paginile de socializare este foarte activ. În schimb, preferă să-și țină familia departe de lumina reflectoarelor. În acest sfârșit de an, însă, Dan Negru a acceptat provocarea Viva și a apărut alături de soție și de cei doi copii pe coperta revistei din luna ianuarie. Vedem și noi imagini de la ședința foto chiar acum. Este pentru prima dată după 10 ani când regele revelioanelor, așa cum este numit Dan Negru, apare într-un pictorial împreună cu întreaga familie, alături de soția sa Codruța, de fiica lor Dara și de mezinul Bogdan. Ultima oară a fost tot în revista Viva, dar atunci familia sa număra doar 3 membri. Da, a trecut ceva vreme, multă, dar m-au convins prietenii mei de la Viva. Da, hai să vedem ce o să fie. Într-un an complicat, era obligatoriu ca tradiția petrecerii de la Antena 1 să meargă mai departe. Revelionul cu Negru continuă cu noi surprize și provocări pentru vedete. Am filmat, am reușit să filmăm revelionul ăsta. Un revelion cu Negru cu de toate. I-am adus pe toți, de la fotbaliști la cântăreți. O să vedeți fotbaliști din prima linie, oameni importanți din fotbalul românesc, artiști importanți, cântăreți, actori, de toate. I-am avut pe toți, i-am adus pe toți. De mai bine de 2 decenii, Dan Negru intră în casele românilor și face din noaptea dintre ani o amintire de neuitat. Am amintiri multe cu oameni frumoși. Am întâlnit în ăștia 21 de ani de revelioane tot ce înseamnă cremă, dacă vrei, a showbiz-ului românesc. Oameni frumoși, de unii mi-e dor, de alții mi-e foarte dor. Revelionul starurilor cu cele mai spectaculoase măști va putea fi urmărit în noaptea de 31 decembrie de la ora 22 aici, la Antena 1.